Adrian Chirut și Claudiu Lăzurcă s-au întâlnit miercuri în sala de sport a Școlii Generale Ion Creangă din Suceava, cu ocazia unui meci de juniori 1 între CSU Suceava și LPS Suceava. Lăzurcă, jucător care are dublă legitimare la CS Magnum Botoșani și LPS Suceava, a fost eliminat de pe teren pentru că l-a lovit intenționat cu mingea în cap pe portarul advers. Conform site-ului știri.botoșani.ro, în momentul în care a ajuns în tribună, Claudiu Lăzurcă a avut un schimb dur de replici cu Adrian Chirut, iar antrenorul echipei CSU Suceava l-ar fi lovit cu pumnul în coaste. Chiar dacă articolul respectiv a fost șters între timp, subiectul a fost preluat de mai multe publicații naționale. Am citit și eu aseară, nu mă așteptam la așa ceva. Presa din Botoșani, știți prea bine, întotdeauna a exagerat prin declarații și acolo să am grijă să vedem, pentru că este imaginea mea și nu e corect să se întâmple așa ceva. Da, a fost un incident pe care trebuie să-l discut eu cu Lăzurcă, dar de aici până a dat cu pumnul, cum au scris ei, e o cale, nu știu, e ceva exagerat, e dus prea la extrem. Nu există așa ceva și nu va exista așa ceva din partea mea. Avea ceva să-mi spună Claudiu, poate și cu tensiunea meciului, nu știu, și cu tensiunea adunată. A fost pur și simplu un meci de juniori, unul între LPS și CSU. Un meci câștigat de CSU la o diferență foarte mare, deci nu cred că avem. Și Claudiu a fost eliminat, poate și supărarea aia avea ceva să-mi spună mie. Moment în care m-am dus, într-adevăr, poate nu trebuia, dar eu am considerat, neavând o relație antrenor-jucător, a fost și m-am dus și l-am întrebat dacă cu mine vorbește și l-am tras cu mâna stângă spre mine. Și în momentul în care l-am întrebat dacă cu mine vorbește, eu fiind în tribună. Atât a fost tot, nu altceva.